La două decenii de la moartea marelui om politic Corneliu Coposu, difuzăm un episod consacrat luptătorului pentru libertate și democrație, decorat cu Legiunea de Onoare a Franței și condus pe ultimul drum de sute de mii de români. Suferințele au trecut, totul e ca viitorul să asigure pentru țară ceva bine. Restul nu mai are importanță. Unde este iubire, este și măreție. Memorialul durerii. O istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin. Sâmbătă, de la ora 16, la TVR2.